Voi ați ales următorul ingredient despre care să vorbim și astăzi vorbim despre vitamina C. Așa fi. V-am întrebat în clipul cu acidul hialuronic despre ce ingredient important vreți să vorbim în următorul clip dedicat acestei serii și mare parte din voi ați ales vitamina C pentru că vine vara și cumva începe să fie și ea la modă, începe să fie în trend. Vitamina C este un ingredient absolut superb, este un antioxidant pe care eu personal l-am descoperit târziu, sau mă rog, nu că l-am descoperit, că știam de existența lui și de ce face, dar l-am băgat în seamă cu adevărat foarte târziu. Foarte târziu însemnând că de-abia acum am apucat obsesia cu vitamina C și acum aș pune vitamina C în absolut toate cremele și toate serurile posibile și mi-aș da numai cu vitamina C, mi-aș îmbălsăma în vitamina C dacă se poate. Dar am mai avut tentative de-a lungul anilor de a folosi vitamina C, am folosit pe aici, pe acolo, am folosit produse cu vitamina C, dar niciodată nu i-am acordat așa o atenție deosebită pentru că... încă o vitamină, încă o chestie pe care s-o adaugi pe piele. Și astăzi am venit să povestim mai multe și să vă povestesc tot ce știu eu, tot ce am aflat de-a lungul timpului despre vitamina C, ce să faceți, ce să nu faceți în materie de vitamina C, ce produse se potrivesc pentru voi, lucruri la care să aveți grijă când folosiți vitamina C și de ce este bună până la urma urmei. După cum cred că deja știți, vitamina C este un ingredient extrem de popular în industria cosmetică și este folosit în foarte multe produse de îngrijire, atât creme, cât și seruri, cât și uleiuri. Îl găsim și în tonere, de multe ori îl găsim chiar și în geluri de curățare, am văzut. Este foarte popular acest ingredient în industria cosmetică și a căpătat o popularitate destul de mare în ultimii ani. De asemenea, am senzația că e pe val, așa, e pe un trend ascendent, lumea începe să-i acorde din ce în ce mai multă atenție. Mi se pare că în perioada asta văd mai multe reclame la TV cu produse pe bază de vitamina C decât am văzut vreodată și nu e rău asta, dar este un ingredient extrem de capricios, este un ingredient cu care se lucrează foarte greu pentru că are o natură foarte instabilă și o să vedeți că povestim un pic mai încolo, dar în materie de producție, așa, a produselor pe bază de vitamina C, este un produs destul de capricios. Se lucrează foarte greu cu el, mai ales în versiunea sa pură, este foarte greu de asociat cu alte ingrediente, însemnând că este foarte greu de făcut o cremă, da? Adică să pui o cremă cu vitamina C pură. Bineînțeles că trebuie să facem separația și avem vitamina C pe care o consumăm și o găsim în fructe și legume și vitamina C pe care o găsim în skincare. Cum deja v-am zis, vitamina C vine odată în formă pură, mă refer aici la skincare, da? O să vorbesc în mare parte despre skincare. Vine în formă pură și în derivați. Are și o serie de derivați. Forma pură este forma care este cea mai instabilă și este forma cu care se lucrează cel mai greu, dar este forma pe care corpul nostru o absoarbe și o sintetizează și o folosește cel mai repede. În varianta pură o veți găsi sub denumirea de acid ascorbic sau acid L-ascorbic. Deci nu o să găsiți neapărat trecut vitamina C pe lista de ingrediente. Dacă găsiți eventual, cum este la serul ăsta aici, scrie acid ascorbic și în paranteză vitamina C ca să lămurească pe cei care nu știu ce înseamnă acid ascorbic. Dar acolo unde găsiți denumirea de acid ascorbic sau acid L-ascorbic, înseamnă că este vitamina C pură. La baza sa, ce este vitamina C? Este un nutrient pe care corpul nostru nu îl produce și dacă vă aduceți voi aminte, pe la începutul pandemiei se discuta foarte mult despre vitamina C și despre faptul că organismul nostru nu produce această vitamina C. Producem proteine, producem alte substanțe, da, în
corpul nostru, dar nu producem vitamina C și atunci sursa noastră de vitamina C trebuie să fie externă, trebuie să ne luăm vitamina C din exterior, pentru că avem nevoie de vitamina C, rolul ei principal, lăsând skincare-ul la o parte și beauty-ul, este de a îți ajuta țesuturile să se refacă, deci ajută foarte mult la refacerea țesuturilor, la restabilizarea celulelor, de asemenea întărește sistemul imunitar. De aia a venit valul ăsta în care auzim de vitamina C peste tot, pentru că avem nevoie de un sistem imunitar puternic, însă mare atenție că un consum ridicat de vitamina C, mă refer aici la pastile, la tot felul de suplimente și așa mai departe, dacă luați mai multă vitamina C decât are în corpul vostru nevoie, efectul este invers, adică sistemul imunitar începe să atace acea vitamina C și cumva îl slăbește în loc să-l întărească, da? Deci vitamina C trebuie luată cu atenție, cu grijă, nu luată după ureche așa, să înghițim noi tone de pastile și să bem sucuri și să luăm o grămadă de chestii doar pentru că am auzit noi că ne trebuie vitamina C, da? De regulă, în momentul în care vă îndreptați către suplimente, cel mai bine este să mergeți la indicația unui medic, pentru că în baza unor analize o să vă poată spune ce concentrație de vitamina C aveți nevoie, dacă aveți nevoie de suplimente, că poate aveți suficientă vitamina C în organism din alimentație. Poate aveți o alimentație suficient de bună și nu mai aveți nevoie de suplimente. În general, dacă aveți o alimentație bogată în fibre și în vegetale, da, în fructe și legume, vă cam face stocul necesar de vitamina C. Acum, știm deja că mare parte din vitamina C asta consumabilă o găsim în citrice, dar nu numai în citrice, se găsește în spanac, în căpșuni, în fructele astea care sunt mai închise la culoare, cum sunt merișoarele, blueberries, toate astea, se găsește în astea. Ce aș vrea să vă mai punctez aici legat de partea asta de alimentație este că am văzut, mai ales iarna, că sunt foarte populare freșurile de portocale. Am mare atenție că în momentul în care vă faceți freșuri de portocale, de grefuri și așa mai departe, chiar și de lămâie, nu faceți decât să ingerați o cantitate foarte mare de zahăr. Da? Adică luați vitamina C din fructele alea, dar luați și o cantitate mare de zahăr. Cel mai bine este să consumați fructul, nu să-l faceți suc, pentru că asimilarea zahărului se face în timp. În momentul în care bei suc de portocală, fresh din ăla de portocală, iei o cantitate mare de zahăr, fie ea naturală, dar tot zahăr este la final de zi, și e ca și cum ai lua un shot din ăla de energizant super puternic, da? Deci cam aceeași chestie este, așa că mare atenție în privința asta. O altă proprietate pe care vitamina C o are este că este solubilă în apă. Și asta ar fi unul din motivele pentru care organismul nostru nu o produce, pentru că noi suntem 70% apă, dacă vitamina C este solubilă în apă, automat n-are cum să trăiască în corpul nostru prea mult timp, pentru că se dizolvă, se descompune, da? În general, când o consumăm, este absorbită de intestinul subțire și pe lângă faptul că are toate proprietățile astea minunate, ajută la imunitate și așa mai departe, ajută și la absorbirea altor nutrienți. De aia se zice că este bine să mănânci legume când mănânci mâncare, da? Să ai și o parte de legume, pentru că acolo există niște vitamina C pe care, inserată în organismul tău în timp ce ai mâncat-o, ajută la procesarea și la absorbirea altor nutrienți din restul mâncărurilor. Da? Aplicată topic, vitamina C ajută la iluminarea tenului. Știm deja că are efectul ăla de brightening pe care îl căutăm cele mai multe dintre noi. De asemenea, ajută la estomparea ridurilor fine, ajută la
estomparea texturii, dacă aveți o piele cu textură destul de pronunțată, ajută la să vă facă, vă ajută tenul să fie mai uniform, mai luminos și să nu mai aibă textura aia atât de proeminentă. De asemenea, este foarte bună în estomparea petelor, dacă aveți pete lăsate în urma acnei sau în urma coșurilor. Ajută la estomparea petelor solare, deși mare atenție că nu întotdeauna reduce sau dizolvă petele solare, dar nu le șterge complet. Depinde de pete solare și cred că aici ar trebui să discutăm într-un alt clip despre pete solare, strict doar de subiectul ăsta, pentru că de multe ori am vorbit cu voi pe Instagram și îmi ziceați, voi am folosit vitamina C, dar nu mi-a șters petele de la soare. Nu toate petele solare, e mai complicat subiectul cu petele solare, da? Dar de principiu, având în vedere că are acest efect de iluminare a tenului, ajută la estomparea petelor solare, estomparea urmelor lăsate de acne, estomparea pistruilor, ceea ce mă bucură pe mine. Deci nici nu aveți idee, știți că îmi urăsc pistruii și am făcut așa o cură de o lună cu vitamina C și mi-a dispărut pistruii. Mă rog, nu de tot, să mai văd acolo, dar nu mai sunt așa de pronunțați. Și acum că vine primăvara, e sezonul pistruilor de obicei la mine și încep și apar așa ca niște beculețe și știți cât de mult îmi place chestia asta. Deloc, așa, și iarăși am să trec pe o cură foarte, foarte puternică de vitamina C ca să nu-i mai văd. De asemenea, ajută la combaterea efectelor produse de radicalii liberi și poate să fie un filtru UV foarte bun atunci când este folosit în compania SPF-ului. Da? Deci de unul singur nu prea face mare lucru împotriva razelor UV, dar în momentul în care folosim vitamina C împreună cu SPF, sporește efectul SPF-ului și ajută să ne protejeze de soare. Încă un aspect foarte important pe care îl are, sau încă un rol pe care îl joacă foarte important, este că ajută la producerea de colagen și de elastină în derm. Dacă vă aduceți aminte din clipul cu acid hialuronic, vă spuneam despre faptul că există trei proteine sau trei ingrediente principale care sunt foarte, foarte importante în dermul nostru și de care trebuie să ținem cu dinții și că pe care în momentul în care le pierdem începe să se instaleze îmbătrânire. Și e vorba de acid hialuronic, este vorba de colagen și este vorba de elastină. Vitamina C ajută la producerea de colagen și de elastină pentru că sunt niște proteine și, cum am zis, ajută la producția de proteine. Ziceam de colagen și de elastină. Elastina este o proteină care dă elasticitate țesutului nostru, dă elasticitate dermului, face pielea să fie elastică, să aibă cumva formă, să zicem. De aici și numele ei de elastină. Iar colagenul este o proteină care cumva sudează țesuturile, sudează celulele între ele și de aici și rezistența pielii, practic. Și în momentul în care pierdem colagenul, țesutul începe să cedeze, începe să se prăbușească și apar ridurile. Ei, vitamina C ajută la sporirea producției de colagen, astfel încât să nu pierdem rezervele alea de colagen din piele, aducând hidrogen și oxigen pentru colagenul nostru, de care are nevoie. Deci colagenul are nevoie de hidrogen și de oxigen, iar vitamina C exact asta face, aduce pentru colagen hidrogen și oxigen. Și, practic, țesutul îmbătrânește mai greu și pierde acea structură mai greu. De-aia este bine să inserați vitamina C. Este practic ingredient antirid, dacă vreți. Oricum, când zici antioxidant, înseamnă de regulă antirid. Acum, hai să vorbim despre tipurile de vitamina C. V-am zis că vine în formă pură și în derivați. Forma pură, cum am zis și la început, se găsește sub formă de acid ascorbic sau acid elascorbic și este forma pe care organismul nostru o recunoaște cel mai repede. Adică în momentul în care folosești produse de skincare pe bază de acid ascorbic sau acid elascorbic, pielea le recunoaște foarte repede, le absorbe și le sintetizează, le folosește pentru ce are nevoie, da? La producția de colagen, la hidratare și așa mai departe. O să vedeți mai încolo.
Da? În momentul în care folosești produse derivate, acelea întâi trebuie descompuse de corp, da? Și de-abia după aceea să intre în acțiune. Nu sunt cu nicio formă produsele derivate mai puțin utile sau mai puțin bune decât cele sub formă pură. Atâta doar că cele sub formă pură pot fi foarte concentrate și pot cauza iritații pentru anumite persoane. Da? Deci dacă cumva ai o sensibilitate la vitamina C, dacă cumva nu suporți varianta pură, atunci nu e nicio problemă să te îndrepți către derivate. Da? Nu e sub nicio formă, nu există nicio problemă dacă te îndrepți către derivate, atâta timp cât sunt de calitate, bineînțeles. Evident că efectele vor fi mai rapide atunci când folosești vitamina C pură decât atunci când folosești o vitamina C sub formă de derivate, dar vitamina C pură este mult mai instabilă. De fapt, este forma cea mai instabilă. Derivatele sunt forme mult mai stabile și de regulă în multe creme și multe seruri se găsește o cantitate mică de vitamina C, dar sub formă de derivate, da? Pentru că sunt mult mai ușor de folosit, sunt mult mai ușor de combinat derivatele, iar vitamina C pură, cum ziceam și la început, este mai greu de combinat cu alte ingrediente ca să obții o cremă sau un ser, da? Nu toate ingredientele se împac cu vitamina C. Pe lângă asta, vitamina C pură se oxidează foarte repede, adică se descompune, da? De regulă, produsele cu vitamina C pură veți vedea că au un termen de valabilitate destul de scurt după deschidere. Spre exemplu, am aici un exemplu care e foarte popular în online, acest ACM, ser cu vitamina C. Are vitamina C pură 15%, iar recomandarea este să fie utilizat într-o lună maxim, pentru că după aceea își pierde efectul, da? Se oxidează și îți schimbă culoarea, că așa vă dați seama, dacă și-a schimbat culoarea, este clar că s-a oxidat și nu mai este bun produsul respectiv, da? Degeaba îl mai folosiți și trebuie folosit foarte repede. În general, în momentul în care folosiți produse pe bază de vitamina C pură, trebuie să le folosiți într-un timp foarte scurt. Adică nu merge să vă întindeți pe câteva luni cu ele. O lună, maxim 3. Sunt unele produse care rezistă undeva până pe la 3 luni. Dar v-am zis, cel mai simplu este să vă ghidați după culoare. Dacă îi se schimbă culoarea, ăsta, spre exemplu, nu mai am în tubul ăsta și nu vreau să desfac unul nou. Mai am un pic. Uite că nu s-a oxidat. Vedeți? Ăsta are o culoare așa gălbuie lăptoasă. Dacă culoarea lui ar fi să devină portocalie închisă, așa un maro aproape, înseamnă că deja nu mai este bună, da? Deci feriți-vă să aplicați din alea pe față. De principiu nu se întâmplă nimic dacă este oxidată, adică nu ar trebui să vă facă rău, depinde și de ce alte ingrediente mai are produsul respectiv, dar nu-și mai face efectele pentru care îl folosești în momentul în care e culoarea aia maro și oxidată, da? Deci mare atenție la aspectul ăsta, că este super, super important. Pe lângă asta, derivatele mai au o proprietate, și anume că nu vă sensibilizează tenul atât de tare și nu vă irită tenul atât de tare. Da? Sunt persoane care pot fi foarte sensibile la vitamina C și dacă ați avut vreodată, ați folosit vitamina C în vari concentrații și nu v-a plăcut, trebuie să aveți grijă odată. Concentrația, da? Forma, dacă este pură sau dacă este derivat, de regulă de la forma pură se întâmplă să te irite, să fie prea puternică, să nu se înțeleagă tenul tău cu în produsul respectiv, așa că mare atenție pentru derivate. În general, derivatele nu irită tenul și vin și în concentrații mai mici, adică găsiți și concentrații foarte mici, astfel încât să introduceți treptat în rutina voastră vitamina C. Iarăși o mențiune de ținut minte pentru acelea dintre voi care aveți cuperoză sau aveți roșață sau aveți tendința de a vă irita foarte repede,
feriți-vă de vitamina C pură. Sau dacă folosiți vitamina C pură, folosiți într-o cantitate foarte mică, da? Într-un procentaj foarte mic. În niciun caz 15%, cum este aici. Cel mai mare procentaj de care știu eu este de 20-22% vitamina C pură. În niciun caz nu trebuie să folosiți în procentaje așa mari dacă aveți problemele astea. Deci dacă aveți cuperoză sau aveți tendința de a vă înroși foarte repede, mai bine folosiți vitamina C derivat. În ce privește vitamina C derivată din derivați, întâi de toate, în momentul în care o aplicăm, corpul nostru, cum am zis și la început, trebuie să o descompună, o descompune în acid ascorbic, după care absorbe acel acid ascorbic și de-abia după aia începe să lucreze. De aia, efectele în ceea ce privește vitamina C din derivați o să vină mai greu. Deci nu vă așteptați ca după o lună, wow, să vă dispară petele de pe față, să aveți un ten mai luminos. Trebuie să folosiți mult timp produsele cu vitamina C ca să puteți vedea efecte. De asemenea, un alt avantaj pe care derivații îl au este că pot veni în forme atât solubile în apă, cât și solubile în ulei. Iar formele solubile în ulei, în general, se absorb mai ușor de către organismul nostru, de către pielea noastră. Când zic organism, mă refer la piele. Absorbe, pentru că pielea noastră are și uleiuri și dacă nu este solubil în ulei, atunci se absorbe mult mai greu, da? Deci pielea noastră având uleiuri, îl absorbe mai repede și cumva se grăbește procesul ăsta chimic care este cumva întârziat. Deci am să vă povestesc puțin despre cei mai comuni 3 derivați de vitamina C sau cum îi găsiți pe ingredientele, pe lista de ingrediente a ambalajelor. Și avem așa, unul pe care pe cuvântul meu am încercat să-l rețin, dar nu-mi iese nici mort. Așa, este tetrahexiloceva, THDU. În general, eu când mă uit la ingrediente, mă uit la denumirea lor în engleză, pentru că de cele mai multe ori găsești mai repede în engleză listele de ingrediente decât în română și dacă reușesc să-l traduc, vi-l trec aici, dar în orice caz este THD. Da? Asta este unul dintre cei mai populari derivați de vitamina C. Ajută la iluminarea tenului, are proprietăți, ajută de asemenea la hidratarea tenului, pentru că se combină foarte bine cu alte produse sau alte ingrediente care hidratează tenul și ajută foarte mult la hidratarea tenului. Este catalogat ca fiind un ingredient oxygen stable, adică nu se oxidează, de asta termenul lui de valabilitate sau termenul de valabilitate al produselor care au THD poate să fie mai lung decât acelor care au vitamina C pură. Da? Deci este un ingredient pe care să-l vânați, așa să-l căutați în produsele de skincare, pentru că puteți să-l folosiți o perioadă mai îndelungată. Nu trebuie să vă grăbiți ca ăsta, ca într-o lună să fie gata. Al doilea ar fi magnesium ascorbic phosphate, care este MAP. Îl mai găsiți și în trecut MAP și la fel și ăsta are proprietăți în iluminare, în refacerea țesutului, ajută la îndepărtare sau la estomparea petelor lăsate de acne și de soare. De asemenea, ajută foarte mult la hidratare, este un ingredient solubil în apă și dacă vă interesează, există la The Ordinary, au un fosfat de magneziu sau ceva de genul ăsta 10%, care are exact ingredientul ăsta la bază și este foarte, foarte ok, plus că este de ordinar și este accesibil. Mai avem ascorbic glucosid, care și ăsta este un ingredient solubil în apă. Celălalt este și solubil în ulei, ăsta este solubil în apă și ăsta, spre exemplu, ingredientul ăsta se înțelege foarte bine cu B5 și cu niacinamidele. Dacă s-ar putea să găsiți în anumite seruri sau creme, să-l găsiți în combinația asta, să-l găsiți însoțit de vitamina B5 sau de niacinamide și chiar și cei de la The Ordinary au un ser din ăsta, deci este o variantă foarte bună către care să vă orientați. Acum, cum se folosește vitamina C? Cum am zis, vine în toate formele posibile de produse. Cele mai populare, evident, sunt serumurile și cremele. Personal prefer serurile și asta pentru că am eu așa niște pitici pe creier și am impresia că
pielea mea suportă mai bine serurile decât prea multe creme și prefer să aplic 2-3 seruri decât să aplic prea multe creme, da? Și mi se pare că nu mi se încarcă atât de tare pielea. Două variante pe care le am eu aici și pe care le-am folosit recent, de fapt una o chiar o folosesc și în prezent. Una este asta de la ACM pe care v-am arătat-o și mai devreme și vine review cât de curând. Acum e gata, trebuie să-l public, așteptam să vină clipul ăsta și vine și review-ul la serul ăsta, care este un ser cu vitamina C concentrată 15% și este bun. Dar există un element acolo, un detaliu care mă face să urăsc produsul ăsta și dacă aveți curiozitatea o să mergeți la, pe blog la reviews ca să vedeți despre ce este vorba. În sine își face treaba destul de bine, dar din păcate există un detaliu care mă scoate din sărite și nu pot să trec peste el. Iar a doua variantă este una cât se poate de accesibilă și anume asta de la Revox, care are 20% acid ascorbic. Da? Deci este cu vitamina C pură. Mare atenție ca produsele, ca paranteză pentru tot clipul ăsta, produsele cu vitamina C pură să vină în sticluțe închise la culoare sau în sticluțe din astea airtight. Să nu, dacă vine într-o sticluță transparentă sau într-un borcan și zice că e vitamina C pură, e o problemă, da? Deci este o problemă că o să se oxideze foarte repede. Deci trebuie să vină în sticluțe închise la culoare, să nu-l vadă soarele și să nu intre foarte mult aer în ambalaj. Așa că, atenție, dacă este sub formă de derivați, acolo nu-i problemă, acolo poate să fie și într-o sticluță transparentă, că acolo nu se oxidează, nu este atât de instabil. Da, și întrebarea este, când aplicăm vitamina C, dimineața sau seara? Puteți să aplicați și dimineața și seara, fără nicio problemă. V-am zis, dimineața aplicat împreună cu SPF-ul ajută la sporirea rezistenței SPF-ului, acționează ca filtru UV. Dar dacă nu folosiți SPF, o să se dizolve foarte repede, da? Deci o să se ducă foarte repede, mai ales dacă folosiți vitamina C pură. Again, o problemă pe care o puteți întâlni în momentul în care folosiți vitamina C pură și nu folosiți SPF, și eu am pățit-o recent, a fost faptul că ți se îngălbenește fața pentru că se oxidează pe tenul tău, da? O cantitate de vitamina C tot rămâne pe față și o să ți se îngălbenească fața. Hints, acele mâini galbene despre care vă vorbeam eu acum câteva săptămâni, dacă vă aduceți bine aminte, de care de-abia am scăpat. Și mi se îngălbenisele inclusiv unghiile. Deci, mare atenție la aspectul ăsta, mai ales dacă folosiți vitamina C pură, trebuie să puneți SPF, da? Ca să nu riscați să ajungeți morcoveață. Nu se întâmplă nimic cu nuanța aia galbenă, adică nu vă pătează pielea atât de iremediabil încât o să rămâneți pătate pe viață. Doar că este un aspect care personal nu-mi place, adică mie nu-mi place să mă văd morcov. Evit nuanța aia de morcov pe cât de mult se poate. Așa că e un aspect la care să aveți grijă. Dacă folosiți vitamina C pură, absolut obligatoriu SPF. Pentru că oricum se oxidează și se descompune și nu își mai face efectul atât de bine. Da? La fel, dacă folosiți derivat, tot e bine să puneți SPF dimineața pentru că se descompune până la urmă din cauza soarelui și a luminii și... iarăși, efectele o să întârzie să apară. Dacă vreți, puteți să folosiți și seara, puteți să folosiți și dimineața și seara, dacă nu aveți vreo sensibilitate. Again, dacă aveți sensibilitate, acolo trebuie să acționați mai cu grijă. Dar dacă nu aveți nicio sensibilitate, cum sunt și eu de altfel, puteți să folosiți și dimineața și seara și este foarte benefic. Dimineața acționează ca filtru UV, iar seara ajută la repararea tenului, pentru că știți că seara, în momentul în care dormim, tenul intră într-un proces din ăsta de reparare. De fapt, tot organismul nostru intră într-un proces din ăsta de reparare. Și, practic, ajută la repararea tenului, la acea producție de colagen, ne reface pielea, ne face pielea mai frumoasă, mai luminoasă și așa mai departe. Deci nu este nicio problemă să folosiți și dimineața și seara. Acum, ce formă vreți voi, fie că e ser, fie că este cremă, care vi se potrivește, care vi se
cu care vă simțiți mai bine și mare atenție să nu vă sensibilizeze ten. Iarăși, în ce privește vitamina C, nu există limitare de vârstă, deci puteți să folosiți vitamina C inclusiv dacă sunteți adolescenți, inclusiv dacă de-abia acum începeți să intrați în lumea asta skincare-ului și de-abia acum începeți să folosiți produse de skincare, sau dacă aveți 170 de ani și vreți să vă mențineți pielea frumoasă. Deci nu contează, puteți să folosiți indiferent de vârstă. Singurele mari precauții, semne de exclamare ar fi în cazul în care aveți rozacee sau dacă aveți tendința de a vă înroși foarte repede sau știți că aveți capilarele alea care se sparg foarte repede, da? Pentru că este iritant pentru genul ăsta de ten. În rest, go ahead. It's nice. Go ahead. De asta și obsesia mea din ultima vreme cu vitamina C. Deci, am zis, m-aș îmbălsăma toată dacă s-ar putea în vitamina C. Dar trebuie să fac o mențiune pentru că am văzut niște stupizenii oribile circulând pe net, și anume persoane care își dau cu suc de lămâie pe față. În niciun caz. Deci never, ever, ever să nu faceți așa ceva. Este o crimă pur și simplu să faceți chestia asta, pentru că sucul de lămâie sau chiar și de portocală, așa, este acid citric. Are acid citric, care este cea mai pură formă de acid, de vitamina C, da? Deci este cea mai pură formă și este extrem de iritantă. Acidul citric arde pielea, deci arde la propriu, nu că albește pielea, o arde. Și vă treziți cu niște iritații de la sucul de lămâie, de nu vă vedeți. După aceea vă puteți trezi cu niște pete de la soare, pentru că pielea fiind sensibilă în zona respectivă se arde și căpătați niște pete din alea roșiatice sau maro de toată frumusețea. Deci no way, never, da? Nu știu cum de a ajuns chestia asta în mediul online și cum le-a tunat unora că, vezi, doamne, ar fi ok să-ți dai cu suc de lămâie pe față, dar nu e. S-ar putea ca unii să aveți o piele mai rezistentă, cum este și a mea. V-am zis că eu am un ten care nu se irită foarte ușor, decât foarte, foarte rar se irită și, în general, am observat că să mă irit dacă folosesc retinol vara și după mă expun la soare și nu pun SPF, nu mă îmbrac în SPF. Atunci începe să se irite. Dar, în rest, eu nu am probleme din astea de iritare, nu mă irit foarte ușor. Poate sunt persoane din astea care fac experimentele astea, dar voi nu faceți, nu vă luați după ele și nu testați teoria asta pe pielea voastră, că nu știți cum reacționați. Da? Deci acidul citric arde, e acid, ăla e chiar acid pe bune, deci nu, pentru piele cel puțin, nu faceți chestia asta, nu. Dacă vreți vitamina C pură, vă duceți și luați o prostie de asta care e 30 de lei și e mai mult ca ok. Am înțeles? Deci nu vreau să vă aud că vă puneți lămâie pe față, că, Doamne, Hristoase, nu, e crunt. Alte ingrediente cu care vitamina C se înțelege foarte bine este vitamina E, și de-aia de multe ori o să o vedeți în combinații, da? Se plac foarte tare vitamina C cu vitamina E și s-ar putea să găsiți seruri și creme care au și vitamina C și vitamina E în compoziție și să știți că e foarte, foarte ok să le folosiți împreună, ajută foarte mult, sunt foarte benefice pentru ten și nu vă feriți de treaba asta. Pe lângă asta, am mai menționat eu că un alt ingredient cu care se înțelege vitamina C bine sunt niacinamidele. Există, de altfel, un mare mit în industria cosmetică că, vezi, doamne, dacă folosești niacinamide, nu ar trebui să folosești vitamina C, că au cumva efecte similare, niacinamidele și vitamina C, și că s-ar anula. Este un mit ăsta, pentru că, de fapt, ce se întâmplă este să sporească efectul. Dacă folosiți niacinamide și vitamina E și le suportați pe ambele, că este o mare chestie, că s-ar putea să aveți sensibilitate la niacinamide sau chiar și la vitamina C. Dacă nu aveți nicio sensibilitate și le suportați pe ambele, chiar este indicat să le folosiți împreună, pentru că sporește efectul ambelor, da? Se completează foarte bine și cumva ambele trag în aceeași direcție și sunt foarte ok. Deci nu vă feriți de treaba asta. Ei, dacă vedeți că vă
sensibilizează de nu, atunci încercați ori să nu folosiți vitamina C pură în combinație cu niacinamide, ori să folosiți concentrații mai mici de ambele ingrediente, da? Deci trebuie să jonglați, aici e chestie de finețe și de testat, dar de principiu merg împreună. Un alt ingredient cu care se înțelege super bine vitamina C este acidul ferulic, care și este tot așa un antioxidant puternic, care ajută tot așa la a face pielea să fie sănătoasă, radiantă și să arate bine, da? Și se înțelege super bine. Chiar mi se pare că la The Ordinary există ceva care are combinație de acid ferulic cu vitamina C. Parcă așa țin minte, nu mai știu exact, nu mai țin minte chiar toate produsele de la The Ordinary, dar în general ei iau combinații din astea foarte interesante la The Ordinary și de asta îmi place brandul ăsta așa de mult. Așa că dacă găsiți acid ferulic sau chiar și separat, puteți să-l folosiți un produs cu acid ferulic și un produs cu vitamina C, să spunem două seruri sau o cremă și un ser. Nu e nicio problemă, se înțeleg foarte bine și se comportă foarte bine și efectele sunt vizibile și se văd foarte frumos și mai repede pe ten. Când vorbeam de efecte, vine întrebarea în cât timp văd rezultate după folosirea vitaminei C. De regulă, acum depinde foarte mult și de tipul de piele pe care l-ai și de cât de mult expui la soare, care sunt alte ingrediente pe care le folosești, de stilul de viață. Știți, sunt foarte mulți factori când vorbim de efecte, adică rezultatele la mine nu o să fie niciodată identice cu ale voastre și invers, pentru că diferă foarte, sunt foarte mulți factori la mijloc. Dar, overall așa, ar trebui să vezi cel puțin o luminozitate mai frumoasă, mai puternică a tenului când folosești vitamina C după o lună. Hints. Asta, da? Deci după o lună ar trebui să începi să vezi efecte nu vizibile, adică diferențele nu vor fi imense, dar încep să se vadă diferențele. V-am zis, eu după o lună de folosit ăsta mi-au dispărut monștrii, mi-au dispărut mațienii de pe nas, ceea ce e bine. Efecte de-a binele încep să vezi cam după 3 luni de utilizare și vorbesc de vitamina C pură. Când vorbim de vitamina C sub formă de derivați, acolo efectele se întind în timp. Adică vorbim undeva la 6 luni mai încolo. Da? Deci se întinde, pentru că v-am zis, e toată treaba aia cu sinteza, că trebuie descompusă vitamina C și până organismul sunt așa și la 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 la. Pe lângă asta, știți foarte bine că organismul nostru nu stochează vitamina C și atunci efectele durează. De-aia recomandabil ar fi ca în momentul în care folosiți vitamina C, dacă o inserați în rutina voastră, să o folosiți la lung, adică nu vă opriți din a o folosi. Ați inserat-o în rutină și mergeți pe ea fără nicio problemă. Puteți să o folosiți ani de zile fără nicio chestie. Nu trebuie să faceți pauze, nu trebuie să faceți cure speciale. Nu, dacă vreți să vedeți cu adevărat efecte, trebuie să o folosiți mult timp. Și dacă o inserați și dimineața și seara, repet, în condițiile în care nu aveți alte probleme, nu o să fie decât de bine, adică nu o să aveți decât de bine de auzit de la ea. Ar mai fi de spus o chestie pe care vreau să o menționez și anume se pune întrebarea, dar de ce să nu iau suplimente și să-mi aplic pe piele? Păi, tocmai ce vorbeam de treaba aia cu sinteza, odată. În al doilea rând, treaba aia că organismul nu stochează vitamina C. Așa că cantitatea de vitamina C pe care o consumăm noi din suplimente sau din mâncare, care ajunge efectiv în piele, este infimă. Este foarte mică. Este atât de mică încât nu prea face vreo diferență, da? Ori noi avem nevoie pentru piele să o facem să fie luminoasă, să ne stompeze petele, să nu avem textură, să sporim producția de colagen. Ori inserând, mâncând sau consumând suplimente, n-ajunge suficient de multă vitamina C la pielea noastră, înțelegeți? Adică ne face bine suplimentele sau mâncarea, ne face bine pentru organism, pentru corpul nostru, pentru organe, pentru tot ce se întâmplă intern, așa, pentru sistemul imunitar, dar nu ajunge la piele.
nu se duce suficientă vitamina C în piele încât să sporească producția de colagen, ca vitamina C aia să ducă la colagen suficient oxigen și așa mai departe, da? Și atunci avem nevoie să venim cu aplicare topică, da, pe exterior. Partea bună este că vitamina C pură, v-am zis, se absoarbe foarte bine în derm. Este unul din puținele ingrediente care ajunge foarte ușor în derm. Da? Pentru că, așa cum v-am zis în clipul cu acidul hialuronic, multe ingrediente rămân doar la nivel de epidermă, nu ajung în derm. Ni se pare nou așa când punem mâna pe ten că fac, mamă, ce senzaționale sunt produsele alea, dar 99% din ele rămân la nivelul epidermei. Nu ajung în derm, pe când vitamina C ajunge în derm, descompusă de organism, ajunge în derm și, v-am zis, e unul din puținele ingrediente care ajunge în derm și este benefic pentru derm. Și de asta e nevoie și de aplicare topică, este nevoie și de a consuma alimente care conțin vitamina C. Eu aș merge mai mult pe asta decât să mergem pe varianta de suplimente. Just saying. Bun, cam atât pentru astăzi. Chiar sunt curioasă să vă văd reacțiile la acest clip. Sunt curioasă să știu dacă voi folosiți vitamina C, dacă vă place sau, din contră, dacă aveți vreo sensibilitate. Eu până acum n-am dat de oameni care să fie super sensibili la vitamina C, dar se întâmplă, sunt și asemenea persoane. Așa că aștept să-mi scrieți în comentarii. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum, să veniți și pe Instagram, să dați un like și un share la clipul ăsta dacă vi s-a părut util, mai ales. Și vă pup. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ceau! Așa fie.